Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Mistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și dezălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru, pe Cel ce a acoperit cu valul mării, oarecând pe prigonitorul tiran. Doamne Dumnezeul meu, cântare de petrecere și laudă de îngropare voi cânta ție, celui ce mi-ai deschis intrările vieții cu îngroparea ta și moartea și iadul cu moartea ai omorât. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sus pe scaun și jos în mormânt, cunoscându-te cele mai presus de lume și cele de sub pământ, Mântuitorul meu, s-au cutremurat de moartea ta, că mai presus de gând te-au văzut mort începătorule al vieții. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca să umpli toate de slava ta, te-ai pogorât în cele de desubt ale pământului, că nu s-a ascuns de tine ființa mea cea din Adam, ci îngropându-te m-a înnoit pe mine cel stricat, iubitorule de oameni. Pe tine cel ce ai spânzurat pe ape tot pământul fără ținere, văzându-te făptura spânzurat în locul căpățânii, de multă spaimă a fost cuprinsă grăind. Nu este sfânt afară de tine, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Închipuirile îngropării tale le-ai vădit înmulțind arătările, iar acum cele ascunse ale tale, văzute le-ai făcut cu dumnezeiască bărbăție și ceruri din iad, stăpâne care grăiesc, nu este sfânt afară de tine, Doamne. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Întinsu-ți ai palmele și ai unit pe cele despărțite de demult, iar cu înfășurarea giulgiului, Mântuitorule, și cu mormântul ai dezlegat pe cei legați care grăiau, nu este sfânt afară de tine, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În mormânt și sub peceți te-ai cuprins, Nemuritorule, și bunăvoie de bunăvoie, că puterea ta ți-ai arătat prin fapte cu dumnezeiasca lucrare celor ce cântă, nu este sfânt afară de tine, Doamne. Smerenia ta cea dumnezeiască pe cruce, mai înainte văzându-o avacum, spăimântându-se a grăit, tu ai tăiat ria celor puternici, bunule, unindu-te cu cei din iad, ca un atot puternic, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Astăzi ai sfințit ziua a șaptea, pe care o ai binecuvântat întâi cu încetarea lucrărilor, că toate le prefaci, le înnoiești, odihnindu-te, Mântuitorul meu, și iarăși zidindu-ne, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Biruind tu cu putere dumnezeirii, sufletul tău de trup s-a despărțit, că a rupt amândouă legăturile a morții și a iadului cu puterea ta cuvinte. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iadul întâmpinându-te cuvinte s-a amărât văzându-te om îndumnezeit, rănit de bătăi și atot puternic și de înfricoșătorul tău chip a rămas fără de glas. Lumina cea neînserată a dumnezeieștii arătării tale Hristoase, care s-a făcut spre noi pentru milostivirea ta, Isaia, văzând-o de noapte mânecând a grăit,
învia vor morții și cei din morminte se vor scula și toți cei de pe pământ se vor bucura. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! În noi ești pe pământeni, ziditorule, făcându-te pământean, și giulgiu și mormântul arată taina ce este întru tine cuvinte, că sfetnicul cel cuvios înseamnă sfatul celui ce te-a născut, care m-a înnoit în tine cu mare cuvință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Prin moarte ai prefăcut omorârea, prin îngropare stricăciunea, că nestricăcios ai făcut trupul pe care l-ai luat cu dumnezeiască cuvință, făcându-l nemuritor. Că trupul tău, stăpâne, n-a văzut stricăciune, nici sufletul tău n-a rămas în iad, care este lucru necuvenit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ești ziditorul meu din ceea ce nu știe de bărbat și fiind împuns cu sulița în coastă, dintr-o aceea, ai făcut înnoire Evei, făcându-te Adam, adormind mai presus de fire cu somn, făcător de viață și ridicând viața din somn și din stricăciune ca una tot puternic. Prins a fost, dar nu a fost ținut în pântecele chitului Iona, că al tău chip purtând al celui ce ai pătimit și îngropării te-ai dat, ca dintr-o cămară din fiară ai ieșit și a grăit străjerilor. Cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră, ați părăsit-o. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Omorât ai fost, dar nu te-ai despărțit cuvinte de trupul pe care l-ai luat, că de s-a și stricat templul tău în vremea patimii și așa unul era ipostasul dumnezeirii și al trupului tău, că în amândouă unul ești Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu și om. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Greșeala lui Adam a fost ucigătoare de om, iar nu ucigătoare de Dumnezeu, că deși a pătimit firea trupului tău celui de țărână, dumnezeirea a rămas fără patimă, că stricăciunea cea din tine ai prefăcut-o nestricăciune și din înviere ai arătat izvorul vieții celei nestricăcioase. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărățit ai iadul peste neamul omenesc, dar n-a rămas în veci, că tu puternice fiind pus în groapă cu palma cea începătoare de viață, ai rupt încuietorile morții și ai propovăduit celor ce dormeau acolo din veac izbăvirea cea nemincinoasă, făcându-te Mântuitorule, cel din tâi sculat din morți. Cel ce a încuiat adâncul s-a văzut mort și cu smirnă și cu giulgiu, fiind înfășurat în mormânt, a fost pus ca un morcel fără de moarte, iar femeile au venit să lungă cu mir plângând, cu amar și grăind. Aceasta este sâmbăta cea prea binecuvântată, întru care Hristos, adormind, va învia a treia zi. Cel ce cuprinde toate s-a înălțat pe cruce și se tânguiește toată zidirea, văzându-l spânzurând golpele. Soarele și-a cunoscut razele și stelele și-au tăinuit lumina și pământul cu multă frică s-a clătinat. Marea a fugit și pietrele s-au despicat și morminte multe s-au deschis și trupuri de sfinți bărbați au înviat. Iadul jos a suspinat și iudeii s-au sfătuit să culească învierea lui Hristos, iar femeile au grăit. Aceasta este sâmbăta cea prea binecuvântată, în care Hristos, adormind, va învia a treia zi. Negrăită minune, cel ce a izbăvit în cuptor pe evlavioșii tineri din văpaie în mormânt este pus mort fără suflare spre mântuirea noastră a celor ce cântăm. Izbăvitorule Dumnezeule, bine ești cuvântat!
veniți te luați lumină. Veniți te luați lumină.
gata, gata. Hai, vedeți într-o parte, sunt alta, păi ce faci? Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhul din Sfânt. Sfânta Evanghelie după Matei citire, mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua, cea din tâia săptămânii au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cu tremur mare că îngerul Domnului, pogorându-se din cer venind, a prăvălit piatra de la ușă și ședea deasupra ei și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă precum zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar îngerul vorbind femeilor a zis: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați, nu este aici, a înviat, precum a zis. Veniți să vedeți locul unde ază cu Domnul, duceți-vă de grabă și spuneți ucilor săi că s-a sculat din morți și că va merge mai înainte de voi. În Galileea, acolo îl veți vedea. Iată v-am spus vouă, iar ele au plecat de grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar pe când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus l-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii din strajă venind în cetate au spus arhierei toate ce întâmplate. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor zicând: să spuneți că ucenicii lui venind noaptea
l-au furat, pe când noi dormeam. Și dacă se va auzi acestea la dregător, noi vom dupleca și pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei luând bani au făcut precum au fost învățați și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până ziua de astăzi. Măriți-ne, Doamne, măriți-ne. Deci acum s-a prins lumina. Slavă Sfintei și cele de-o ființă și de viață făcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a Dumnezeu și să rispiască vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe Domnul. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte să-l scânt și celor din morminte viață dăruindu-le. Precum se stinge fumul să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului. Da. Ne călcând din celor din așa se piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se veselească. Aceasta este ziua. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Hristos,
calcă și celor din morminte viața dăruindu-le. Cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne milă, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Doamne! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei cu credință, cu evlavie și cu frică Dumnezeu întrânsa, Domnului să ne rugăm, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Ioan, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Ne miluiește! Pentru poporul român de pecănicios, de pretutindeni și oștirea țării Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru sfânt lăcașul acesta, țara noastră, toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm, Doamne miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe aer, prin apre și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sosenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău, Doamne miluiește! Pe preasfânta, curata, pe binecuvântată, mărita stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și purura Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Pastoral. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat!
Hristos a înviat! Iubiți frați și surori în Domnul, să dăm slavă bunului Dumnezeu care prin sfintele slujbe ne-a învrednicit să fim lângă Fiul Său cel iubit când și-a desăvârșit drama prin care a mântuit lumea. Aceste ultime zile din viața lui pământească au pricinuit întristare Maicii sale preacurate, sfinților apostoli și ucenicilor, dar și îngerilor. Hristos n-a așteptat pe cruce să fie salvat de ucenicii Săi. Fiul lui Dumnezeu știa că a venit să-i salveze pe ei și pe noi cei de astăzi, dar și pe cei de mâine. Hristos n-a strigat pe cruce, salvați-mă, ci a zis, vă iert și mă voi sui la cer să vă împac pe toți cu Tatăl. În Ghetseman, Hristos le spune apostolilor înainte de marea sa rugăciune, întristat este sufletul meu până la moarte. Iată ce a făcut omul căzut în păcat. L-a întristat pe Dumnezeu. Oare până când îl vom mai întrista pe Dumnezeu cu păcatele noastre? Ne înșelăm, fraților, crezând că pe Dumnezeu îl putem condamna pe veci la întristare. Oare nu mai este iubire? Nu mai este lacrimă de pocăință. Iubirea este lacrima lui Dumnezeu care a căzut peste om. Este sângele vărsat de Hristos pentru noi. Iubirea este fecioara care își caută mirele care s-a răstignit pentru ea. Pe cruce Hristos a murit moartea. Noi l-am pus pe cruce. Iar El ne-a pus atunci pe aripile veșniciei. Cum știe Dumnezeu să răsplătească omului? Omul îi dă crucea, iar Dumnezeu veșnicia. Crucea n-a putut opri iubirea lui Dumnezeu. Iubirea trece dincolo de cruce. Dumnezeu chiar și atunci când este întristat, iubește, iar eu când sunt întristat, urăsc, hulesc și judec. Doamne, mai varsă o lacrimă peste a noastre inim să se umple de iubire. Întristată este lumea azi, dar prin credință întristarea voastră se va preface în bucurie, așa le grea Hristos apostolilor Săi. Cred că acest cuvânt ni l-ar da și nouă azi, mai ales celor din arcărul familiei au plecat în ultimul timp, mamă, tată, frați, surori și prieteni. Dumnezeu să preschimbe întristarea din inimile frăților voastre, așa cum a preschimbat întristarea care a fost în inima Maicii Domnului, a Sfinților Apostoli și a ucenicilor după cruce, piroane și cununa de spini. Iubiți frați și surori, sfânta lumină pe care o primiți este parte din bucuria
pe care au primit-o femeile mironosițe când s-au dus la mormânt să-L caute și să-I aducă mir lui Hristos, mire lui ceresc. În taina Sfintei Lumini se ascunde iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne întâmpină și la acest praznic mare cu lumină, întru care sălășluiește iubirea lui față de om, coroana creației sale. Omul este nu numai rodul înțelepciunii lui Dumnezeu, dar și a iubirii sale. Iubirea lui Dumnezeu iartă inima împovărată și smerită și transcede chiar și moartea. Nu-ți fie teamă să iubești și de moarte. Nu-ți fie teamă de iubire și de moarte. Iubește și iartă, iar moartea nu te va atinge niciodată. Există în cer o casă în care domnește iubirea. În această casă ești așteptat să vină omul care în această lume caută o singură comoară, pe Hristos Domnul. Iubiți frați și surori, bucuria învierii să-i cuprindă și pe frații noștri care sunt în suferință. Hristos a suferit și pentru ei. Doamne, mângâie și depărtează suferința acestui neam greu încercat acum. Iubiți frați și surori, la acest praznic vă doresc să aveți parte de bucuria femeilor mironosițe. Frați iubiți, e primăvară, a înflorit trandafirul pe Golgota, Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și ce iubiți frați și surori în Domnul, și anul acesta, de acest praznic, cerul s-a milostivit de noi creștini ortodoxi, trimițându-ne semnul veșniciei, semnul luminii din casa veșniciei, Sfânta Lumină, pe care o aveți fiecare în mâinile și în sufletele și în inimile frăților voastre în momentul acesta. După cum ați văzut și din mass media, a fost adus tocmai de la Ierusalim din mormântul Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu că tocmai de la Ierusalim până aici, în binecuvântatul Banat, a ajuns raza luminii învierii lui Hristos. Dumnezeu să-i mângâie pe frații noștri care acum sunt în spitale, în suferințe sau pe cei de la casele lor. Dumnezeu să-i întărească și să le trimite raza mângâierii, acolo unde sunt. Dumnezeu să-i întărească și pe medici și pe tot personalul medical, care noaptea aceasta stă de strajă la căpătâiul maicii mele, a fraților mei, a fraților și părinților dumneavoastră. Doamne, îndură-te, mângâie-i și pe ei. Dumnezeu să-i întărească pe toți oamenii de știință
care de un an de zile stau de veghe în laboratoarele lor pentru a aduce mângâiere lumii. Iată, vin din îndepărtata Indie vești cât se poate de cutremurătoare. 400.000 de oameni într-o zi mușcați de acest veninos șarpe. Binecuvântat să fie Dumnezeu că în părțile noastre lucrurile au început să se liniștească și să fim în noaptea aceasta împreună, pentru că în urmă cu un an eram singur pe treptele acestei catedrale, dar știu că și cu sufletele ați fost aici, lângă noi și lângă Hristos. Dumnezeu să primească și ale noastre umile rugăciuni pentru binele țării, pentru binele neamului și a lumii întregi. Acum vom înconjura o singură dată catedrala, dând semnul unei sfinte îmbrățișări. De aceea, după bună rânduială, în dangăt de clopot și în cântare de Hristos a înviat, să dăm veste lumii că Cel în care credem n-a rămas prizonierul morții, ci cu moartea sa pe moarte a omorât-o. Hristos a înviat din morți, cu moartea
să oprească. Hristos a în morți. Opriți clopotele, opriți clopotele. Și celor din ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile veșnice ca să intre Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile veșnice și va intra Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie, Domnul puterilor acestea, Împăratul Slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porți veșnice, veșnice și va intra Împăratul Slavei. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie, Domnul puterilor. Acesta este Împăratul Slavei, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și ce
Hristos, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință. Hristos a înviat din morți, să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiată lumină. Bucurați-vă zicând, lumina să-l auzim, cântându-i cântare de biruință. Hristos a înviat din morți, cerurile după cuvință să se veselească și pământul să se bucure. Și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, că Hristos a sunat veselia cea veșnică. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, din Hristos Cel ce a izvorât din mormânt, pentru care le neîntărim. Hristos a înviat din morți, acum toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de desubt, deci să prăznuiască toată făptura învierea lui Hristos, pentru care s-a întărit. Hristos a înviat din morți, ieri m-am îngropat împreună cu tine, astăzi mă scot împreună cu tine în vin, Hristoase, răstignitu-m-am ieri împreună cu tine, Însuți împreună mă preamărește, Mântuitorule, într-o împărăția ta. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Cum a zis mai înainte, ne-a dăruit viață veșnică și mare milă. La dumnezeiasca strajă de Dumnezeu, Grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi și să arate Îngerul cel purtător de lumină, care le-a grăit cu mare glas. Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos ca cel atotputernic.
Cel ce a deschis pânde cele ce fecioresc fost la Hristos, iar ca un om mielușel s-a chemat și fără prihană, ca cel ce a suferit strigăciune paștile noastre și ca un Dumnezeu adevărat de săvârșit s-a numit. Hristos a înviat din morți ca un mielușel de un an și-a binecuvântată de noi cu luna Hristos, de voie pentru toți s-a jertfit paștile cele curățitoare. Și iarăși frumos din mormânt soarele dreptății nouă ne-a strălucit. Hristos a înviat din morți, al lui Dumnezeu Părinte David, înaintea chivotului umbrei a sântat jucând. Iar noi, poporul cel sfânt al lui Dumnezeu, văzând plinirea închipuirilor, să ne veselim dumnezeiește, că a înviat Hristos ca cel atotputernic. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Să mânecăm cu mânecare adâncă și în loc de mir cântare să aducem Stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viață răsărit. Hristos a înviat din morți, milostivirea ta cea nemăsurată, văzându-o ce ținuți în legăturile iadului, la lumină au mers Hristoase, cu picioare vesele, lăudând paștile cele veșnice. Hristos a înviat din morți, să ne apropiem purtători de lumină, la Hristos cel ce a ieșit din mormânt ca un mire, și să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice, paștile lui Dumnezeu cele mântuitoare. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Ai în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat înguietorile cele veșnice care țineau pe cei legați Hristoase, și a treia zi precum Iona din chid ai înviat din mormânt. Hristos a înviat din morți, păzind întregi pe cețile Hristoase, ai înviat din mormânt, cel ce n-ai stricat cheile fecioarei prin nașterea ta, și ne-ai deschis nouă ușile raiului. Hristos a înviat din morți, Mântuitorul meu vie și nejertfită jertfă, ca un Dumnezeu de voie aducându-te Tatălui, ai înviat pe Adam împreună cu tot neamul, sculându-te din mormânt.
să rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită astăzi dumneavoastră de Dumnezeu Născătoarea, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Noi încinești în viață și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că Tu ești Împăratul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vedeai și purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut care zace în mormânt, să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, celui ce nu-n scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, ci să plângem și să grăim. O Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare. Sinaxar. În Sfânta și Marea Duminică a Paștilor prăznuim învierea cea dătătoare de viață a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, căruia slava și puterea este în vecii vecilor. Amin. Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de citare ne închinăm Hristoase și Sfântă învierea Ta lăudăm și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul știm, numele Tău îmbumim. Veniți toți credincioși să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna vine cuvântul de Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire rădând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat. Învierea Lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat, crucii Tale să ne închinăm Hristoase
și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm, Sfintei învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat. Învierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pre Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat. Hristoase le-au binevestit.
Hristos a înviat din morți, prăznuim omorârea morții, sfârmarea iadului și începutul altei vieți veșnice, și să tân laudăm pe pricinuitorul, pe unul cel binecuvântat, Dumnezeul părinților și preaslăvit. Hristos a înviat din morți, cât este sfințită cu adevărat, strălucită și mult prăznuită, această noapte de mântuire, a zilei celei purtătoare de lumină a învierii, mai înainte vestitoare fiim, pentru care lumina cea fără de an din mormânt trupește tuturor a strălucit. Hristos a înviat din morți, nu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Această numită și sfântă ziuna a sâmbetelor împărăteasă și Doamnă, al praznicelor praznic și sărbătoare este a sărbătorilor, întru care binecuvântăm pe Hristos în veci. Hristos a înviat din morți, veniți cu rodul viței cel nou, al dumnezeieștii veselii în ziua cea vestită a învierii. Împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe dânsul ca pe un Dumnezeu în veci. Hristos a înviat din morți, ridică împrejur ochii tăi, Sioane, și vezi că iată au venit la tine ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la apus, de la miază noapte, de la mare și de la răsărit fii tăi, întru tine binecuvântând pe Hristos în veci. Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru slavă ție, Părinte a toțitorule, cuvinte și Duhule, fie ceea ce ești una între ipostasuri, cea mai presus de ființă și de dumnezeire. Întru tine ne-am botezat și pe tine te binecuvântăm întru toți vecii. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Iară place Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, preacurată, preabinecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții supomeniți. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia
și în vecii vecilor. Amin. Îngerul a strigat celui plin de dar, curată vecioară, bucură-te și iarăși zic, bucură-te, că fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Mărește sufletul meu pe Cel ce a înviat a treia zi din mormânt, pe Hristos, Dădătorul de viață. Mărește sufletul meu pe Cel ce a pătimit de bunăvoie și s-a îngropat și a înviat a treia zi din mormânt. Hristos, Paștile cele nouă, jertfa cea vie, jertfită mielușelului Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te pentru învierea celui născut acolo. Deșteptat ai după ce ai dormit pe cei mulți din viac, răpind împărățește ca un leu din Iuda. Magdalena Maria a alergat la mormânt și pe Hristos văzându-l ca pe un grădinar l-a întrebat. Înger strălucitor către femeia a strigat, nu mai plângeți că Hristos a înviat. Hristos a înviat, Cel ce a călcat moartea și pe morți a ridicat cu foare, veseliți-vă! O Dumnezeiescul, o iubitul, o prea dulcele tău glas, căci cu noi te-ai făgăduit să fii cu adevărat până la sfârșitul veacului Hristoase, pe care de întărire de nădejde, credincioșii avându-l ne bucură. Astăzi toată făptura se veselește și se bucură că Hristos a înviat și iadul a prădat. Astăzi a prădat iadul stăpânul, Cel ce a ridicat pe cei legați pe care avea din veac umplit ținuți întru sine. Mărește suflete al meu stăpânirea cea între ipostasuri și nedespărțită dumnezeire. Bucură-te, Fecioară, bucură-te, bucură-te binecuvântată, bucură-te proslăvită, că fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. O, Paștile cele mari și preasfințite Hristoase, o, înțelepciunea și cuvântul și puterea lui Dumnezeu, dă-ne nouă mai adevărat să ne împărtășim cu tine în ziua cea neînțerată a împărăției tale. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Cu trupul a dormit ca un muritor. Împărate și Doamne,
lăudați-L pe El în glas de trâmbițe, lăudați-L pe El în satire și în alăută. Cel la ce răstignire ai răbdat și moartea ai stricat și ai să mântuim.
ci de bucurie. Ierusalime, pe Împăratul Hristos, văzându-L din mormânt ca pe așa, chiar păcătoși de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească. Mironosințele
Ne rugăm pe
pentru frații noștri, preoții, monahi, diaco, diacon, monahi și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Și pururea pomeniții, ctitori și binefăcători aceste sfinte biserici, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluie! Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt lăcaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte, așteptând de la tine mare și multă milă. Doamne, miluie! Vecilor. Amin.
al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și Reata Credința Drepțăvitorilor Creștini și Sfântă Biserica Ta, Lumea cu Carmelul Hristos! Minte viață dăruindu-le, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm învierii Lui, celei de-a treia zi. Hristos a peste 100 și ceva de ani în părțile acestea, cu toți. Hristos a înviat din morți.
Hristos s-a înviat! Binecuvântat să fie Dumnezeu, că vestea învierii Domnului nostru Iisus Hristos a ajuns încă din vremuri străvechi și în părțile acestea ale Banatului. Când credeți că s-a auzit pentru prima dată în părțile noastre vestea învierii Domnului? Iubiți frați și surori, la câteva săptămâni după înviere, vezi, zice, părinte, cum așa de repede? Că pe vremea aceea nu funcționa nici telegraful, nici faxul, nici internetul, nici telefoanele. Cum a ajuns așa de repede? Și știu că sunteți puțin obosiți, dar numai cuvântul acesta să vi-l pun la suflet și apoi ne îndreptăm spre casă ca să ne putem întoarce la dimineață așa cum se întorc rândunicile primăvara la cuiburile lor. Știți din istorie că grecii au întemeiat mai multe cetăți pe malul Mării Negre. Tomisul, Calatisul, Istria. Ei, în aceste cetăți, unele întemeiate cu 700-800 de ani înainte de Hristos, în aceste cetăți, în timp, au venit și evrei care s-au așezat în aceste cetăți de pe lângă marea, pe malul Mării Negre. Știți că erau foarte buni comercianți și aveau și o legătură directă cu Ierusalimul. Veneau cu corăbiile din Marea Mediterană, intrau pe strâmtoarea Bosfor-Dardanele și intra în Marea Neagră care se închidea. Și atunci, răsfoind paginile istoriei universale și a istoriei poporului Israel, înainte cu 175 înainte de Hristos și 135 după Hristos, aflatam că în acea perioadă trăiau și evrei pe malul Mării Negre. Ori după câte știm, evrei din toate părțile unde erau răspândiți
mergeau cel puțin odată și ei în viață la Ierusalim de Paștele iudaic. Și atunci zic eu, din cele câteva cetăți în care se aflau evrei pe malul Mării Negre, oare n-o fi fost măcar unul și din părțile Dobrogei, tocmai atunci la înviere la Ierusalim? Eu cred că a fost și primul lucru, prima veste care le-a dus confraților săi de pe malul Mării Negre și ceilalți pe tot conturul Mării Mediterane, toți au spus ce s-a întâmplat cu totul deosebit la Paștele acestea, că Iisus Nazarineanul a înviat. Și așa s-a auzit și în părțile noastre încă de atunci. Deci prin anul 33 a erei noastre creștine s-a auzit întâi în părțile Dobrogei și apoi pe sudul țării noastre, pe malul Dunării, s-a auzit că a înviat Iisus Nazarineanul. Binecuvântat să fie Dumnezeu că de aproape 2000 de ani vestea învierii lui Hristos a ajuns și în părțile noastre, veste care ne dă nădejde, cum ne-a spus Mântuitorul, că și noi vom învia. De astăzi, să nu mai plângeți la mormânt și considerați-l că este o mică poartă, o strâmtă poartă prin care trecem rând pe rând pe fiecare, dincolo spre veșnicie. Să ne ajute Dumnezeu să trecem pe poarta luminii, cele neînserate, din care o fărămiță venită așa anul acesta la mormântul Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat din morți, cum este de puternic mesajul acestui tropar. Și celor din morminte,
și a celor din morminte le va da viață. Și eu și tu într-o zi vom ajunge într-un mormânt, dar și celor din morminte viață veșnică dăruindu-le. Pentru că a fost alături de părinți până în momentul acesta, terminarea utreniei, a slujbei de înviere, în patru părți, acum, frăților voastre, o să vi se dea Paștele. Sunteți primii care luați această cunună, dar să le spune și la ceilalți de acasă că și mâine și până se vor termina toate, pentru că părinții au pregătit nu puține mii pentru toți, să duceți și la vecini și la cei dragi ai dumneavoastră, să le dați să se bucure și ei de Sfânta Înviere. Hristos a înviat din dimineață. La ora 9 încep iarăși partea de slujbe de ceasurile, o slujbă foarte frumoasă, și către 9:30, către 10 vom începe, dacă Dumnezeu va îngădui, sfânta și dumnezeiasca liturghie a praznicului învierii Domnului. Mai vreți să cântăm o dată, dar și frățile voastre, tare de tot, acest Hristos a înviat. Ia să auzim. Hristos!